Florian, jurnalist Tommy's News. Bună ziua! Bună ziua! Înțeleg că s-a înregistrat o plângere penală pe numele primarului Virgil Chițac? Nu chiar s-a înregistrat, am înregistrat în nume personal un astfel de denunț chiar în urmă cu câteva minute împotriva domnului Virgil Chițac în calitate de președinte al CLSU, această entitate de la nivelul municipalității care trebuie să ocupe de Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. O premieră la Constanța, un jurnalist care sesizează organele penale cu privire la primarul municipiului. Poți să ne spui, te rog, ce conține această sesizare? Păi toate situațiile care s-au întâmplat începând cu data de 1 octombrie, când am avut tragedia de la Constanța. Dacă ne aducem bine aminte, la scurt timp după incendiu, domnul primar a avut o filmare în care cred că practic a făcut un autodenunț acolo, în care a recunoscut că nu a fost de acord să acorde o sumă infimă, da, pentru senzorii de incendiu. Apoi, tot în acea seară, a fost mandatat cu majoritate de voturi, așa cum scrie în comunicatul oficial, să gestioneze reparația spitalului. Adică, practic, el a fost mandatat să se apuce să se ducă la, nu știu, să facă rost de materiale și să repare spitalul. De atunci au trecut mai bine de două săptămâni în care nu a făcut absolut nimic. După cum bine știm, abia seară ne-a anunțat că astăzi va avea o discuție cu managerul spitalului, noul manager al spitalului, și că va căuta un evaluator. Deci, la atâta timp de la tragedie, noi nu avem o evaluare a ceea ce s-a întâmplat acolo, ceea ce este îngrozitor. Și apoi am văzut și noi ca jurnaliști apelul medicilor, da, de la Spitalul de Boli Infecțioase de câteva zile, care au ieșit pe presă și au reclamat ceva ce mie mi se pare pur și simplu stupefiant. Înțeleg că se gândește să trimită și șomaj tehnic. Deci avem 60 de persoane, 60 de cadre medicale care efectiv rămân fără job, nu mai zic de pacienți, că nu mai tratează nimeni, și spitalul este total abandonat din data de 1 octombrie. Așa ceva nu se poate. Și personal consider că toate decesele care au survenit de la 1 octombrie și până astăzi cad în sarcina exclusivă și răspunderea penală a președintelui CLSU, care nu a făcut absolut nimic până astăzi. Și nici de astăzi încolo nu cred că o să o facă.